Între o carieră teatrală pe Broadway sau una cinematografică de răsunet la Hollywood, pentru viitorul Lizei Minnelli, cel mai mult pare să fi contat influența părinților săi. Dacă ar fi însă să stăm strâmb, dar să judecăm cât se poate de drept, vocea celei născute la 12 martie 1946 este una independentă de exercitarea influenței părintești, deși, chiar și aici, putem invoca zestrea ereditară. Primul rol pe Broadway al Lizei Minnelli este unul principal în Flora, The Red Menace, care îi aduce actriței un premiu Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical. Iar Charlie Bubbles este o altă comedie muzicală în care actrița și cântăreața americană de film joacă mai aproape de începutul carierei pe Broadway. Liza Minnelli debutează încă de la 3 ani alături de mama sa, actrița Judy Garland. Mai târziu, divorțul părinților săi o face pe actriță să fie ceva mai apropiată de tatăl său, cunoscutul regizor Vincente Minnelli, uns prin fastul ceremoniilor de conferire a statuetelor de aur celor din industria filmului. Și cum aștia nu sare departe de trunchi, Liza Minnelli devine și ea câștigătoarea unui Oscar pentru cabaret într-o procesiune în care maestrul de ceremonii care anunță vestea este Gene Hackman, eroul din principiul dominoului. Liza Minnelli!